Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să reacționăm la ceva de pe trending, adică am văzut astăzi și am observat chestia asta. Rafaelu și Vulpița, doi îndrăgostiți Ok. Nu m-am uitat deloc la videoclip, se vede frumos, adică doar am văzut ce e în trending și am zis, bă, hai să reacționez totuși. Înainte de a începe acest videoclip, nu uitați să lăsați acolo un like, un share, un subscribe, pentru că da, o să mai fac reacții de genul pe canalul meu de YouTube, pentru că cred că o să vă placă seria mea de reacții, cel mai probabil, adică nu știu, sper. Ok, băieți, avem clipul aici, o să-l dau pe full screen, pentru că eu o să fiu pe tot ecranul și videoclipul o să fie cam aici. Vreau și o țigară, că vreau să fumez o țigară, și că am zis că nu mai fumez, nu mai fumez acum. Nu, pe dracu, fumez o țigară asta. Și hai să nu mai tragem de timp și hai să trecem la episodul ăsta, că vreau să-l termin odată, că mi som. Deci deja văd un cal aici, deci mă pot aștepta la orice. La orice mă pot aștepta deja din clipul ăsta. Dansuri ca și în copilărie, hopațaca ciucabanga. Ce faci din ca la grădiniță? Te-ai prins, nu urmesc. Asta se înțeleg că e socru sau. Lume, lume, am scos. Asta e BMW. Fița. Nu, e Merț, e Merț, e Merța, fii atent. Rafaela și Vulpița. Băiatul fotomodel și-a luat vulpea după el. O duce să-și facă fița, că una este furfița. Părinții nu sunt de acolo. Ce ziceam în pu... Nu, stai mă, că am zis extra. Nu, că am zis altceva, am zis că e socru sau, de fapt nu e socru sau, că e taic-su. Sunt vulpiță renumită, mereu îndrăgostită. Mereu, normal, ce, fă, îndrăgostește de... Unde-i Viorel, bă? Unde-i Viorel? Fratele Viorel. Soție de boier, mă vreau un fotomodel. Se vede că ai ajuns fotomodel în 2 luni. Cel mai probabil, în 2 luni am strânit și 100 de abonați. București? Deci nu Constanța sau Craiova, că am renume unicat, m-am apucat de cântat. Nu se vede că te-ai apucat de cântat. Rafaela și Vulpița. Rafaela? Asta nu-i nume de fată. E cea mai mare iubire. De fapt nu-i Mărțan. De fapt ăsta nu-i Mărțan, că ăsta e... Ăsta e un... Nissan GT-R. Ce prost. Să bag pula nici mașinile, nu le mai cunosc. Un Mustang european. Ce frumos ai, drag. Stai, dă-mi înapoi. Am văzut ceva. Deci are niște tobere, o chitară aici, dar chitara aia nu se aude pe instrumental. Tobele alea nu știu dacă se aud pe acest fundal. Deci, because până la urmă nu știu ce-i scoase aici în fundal. Dar, it's ok. It's ok. Ce frumoasă-i dragostea. Să se dea. Frumoasă pădrecu, mai bine stai single în pula mea. Atunci dacă stai single ești mai bine. Acum... De ce? Pentru că te poți juca counter când vrei tu. Și când vrei. Poștire. Vânătorul de curci. Mie pula mea de mesaj la ora asta pe Steam. Fu, ce varsare. Filmez un clip acum. O să apari în el cum mi-ai dat mesaj. Stai, ce-o fi o zis de Viorel? Stai, ho, back? Ce rol are acest mirobolant cal în acest videoclip? Eu nu înțeleg, deci să... Mamă, Doamne ferește, mă duc să mă dau cu capul de birou. De birou, stai, de birou, de birou. Ai, e pula mea. O durut. Avem și cur? Alai, atâta mai trebuie, am în casă. Doi îndrăgostiți,
manicuri, băi! Băieți, v-am făcut ziua mai bună! Suficient. Bine, bă, băieți, ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Ce ciudat a fost reacția mea, da? Nu uitați să lăsați acolo un like, pentru că mă ajută extrem de mult, un subscribe, un share și... Ne auzim la toată viitoare. Ciao!